Noile săgeți instalate deasupra semafoarelor le-au dat bătăi de cap șoferilor. Deși acestea le oferă posibilitatea să continue deplasarea la roșu dacă se asigură, puțini au profitat de modificări. Probabil e o greșeală ceva. Este znak nou, nu știu. Dacă nu avem obstacol din partea dreaptă și putem să continuăm... Mai departe, da. Dar dumneavoastră de ce stați? Nu l-am observat. Dar ce înseamnă săgeata aceea? Mișcarea înainte. Înseamnă că vă mișcați? Da, mersi. Stau că e roșu. Da, săgeata? Săgeata? Nu știu. Ideea șicarnă. Ce-o spate mers? Traficul va fi mai așa, mai repede prin oraș. Noile modificări sunt bune, dar nu la toate intersecțiile. Da, aici cum e? Aici eu cred că e foarte bine. Dar de ce nu e bine la unele? La unele, fiindcă la noi în Moldova nu toți știu semnele și nu toți se uită la semne. Autoritățile spun că noile indicatoare au fost montate pentru a fluidiza traficul rutier. Conducătorul poate continua deplasarea în direcția săgeții la semnalul roșu, doar după ce a efectuat oprire și după caz, a cedat trecerea pietonilor sau vehiculor și deplasează la semnalul verde semaforul. Deocamdată în capitală au fost instalate 13 indicatoare de acest fel. În următoarele zile, numărul acestora se va dubla.